În cadrul expoziției colective Atelier 35 sunt prezentate lucrările aripei tinere a Uniunii Artiștilor Plastici filiala Alba, care au vârsta apropiată de 35 de ani. Expoziția reprezintă o desfășurare impresionantă de opere de artă plastică, grafică, sculptură în lemn și metal, picturi realizate în tehnici variate, vitraliu și mozaic. A treia expoziție consecutivă s-a făcut în anul 2009, în 2010, iar asta este în anul 2011. Eu vreau să fac în continuare și în următorii ani această expoziție în cadrul Atelierului 35 și încerc să promovez noi artiști, fie absolvenți de liceu, fie absolvenți de facultate. Expoziția Atelier 35 se dorește o rampă de lansare a tinerelor talente precum Corina Păcurar, Nicolae Romanițan, Victor Petric, Loiș Gherasim, Ligia Gherasim, Claudiu Mariț, absolvenți de liceu sau studenți la facultate care încearcă să își facă un nume în rândul artiștilor recunoscuți. Mi se pare mult mai diversificată ca și temă expoziție colectivă și ai șansa de a lua ceva din universul interior al fiecăruia. Noi numai la facultate am șansa de a expune așa în grup, ca să zic, și mi se pare o idee foarte bună, mai ales că e o limită de vârstă pe care tu poți desfășura. În cadrul expoziției, un suflu nou, tânăr și inocent au reprezentat câteva lucrări semnate de copiii artiștilor consacrați din Alba Iulia, care, imitându-și părinții, au încercat să își arate talentul. Cel mai tânăr dintre expozanți nu a împlinit încă 4 ani. Rămâne de văzut dacă Ștefan Marian, Cristian Andrei Lipot, Ioana Ariciu, Cristian Gabriel Pop sau Ana Magda vor călca pe urmele părinților lor. Aici sunt niște urme din alea. De când pictezi? Cam de la 2 ani. Și ce îți place cel mai mult să pictezi? Văd că asta e în ulei, numai în ulei pictezi. Cam așa. Evenimentul s-a bucurat de o prezentare inedită printr-un tur interactiv al expoziției, realizat de către artistul plastic Diana Țuculescu, profesoară la Liceul de Muzică și Arte Plastice din Alba Iulia. Face pictura și că o face așa de aplicat, ca și tehnică picturală în zona, bănuiesc că a folosit fotografia, în zona consacrată a colajului fotografic pictat. În fiecare an, la data de 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Maicii Domnului. Aceasta este prima mare sărbătoare a anului bisericesc, care a început la data de 1 septembrie. În popor, praznicul mai este cunoscut ca Sfântă Mărie Mică și are loc la scurt timp după adormirea Maicii Domnului din 15 august, cunoscută ca Sfântă Mărie Mare și care încheie șirul praznicilor din cursul anului bisericesc. În toate bisericile, astăzi s-a săvârșit Sfânta Liturghie cu pomenirea Născătoarei de Dumnezeu.